Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Bună! Bună tuturor! Eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu! Ia uitați-vă la Mateu cum mă imită. Ia zi, Mateu! Bună tuturor! Eu sunt Janina? Eu sunt Janina. Bravo! Janina Junior! Astăzi vreau să vă fac un video în care să vă vorbesc despre un argument, despre o ceva care știu că li s-a întâmplat la multe dintre voi, să nu spuneți că nu e așa, că voi vin să vă iau acasă. Și anume, ceea ce vă deranjează așa din cale afară la iubitul vostru. Eu am câteva chestii. Sper să nu... iubitul meu să nu vadă acest video. Dar n-are nimic, îi trece lui. Și prima chestie pe care eu o urăsc este aia. Suntem în mașină amândoi. Eu în dreapta, el în stânga. El conduce. Trece o gagică mișto și el se uită după ea. Și eu îi spun, oprește mașina că ți-o prezint. Și el zice, cine? Despre ce vorbești? Și tu așa, cum despre ce vorbești? Despre aia la care te-ai uitat acum 2 secunde. Și el zice, tu ești nebună. Eu nu m-am uitat la nimeni. Adică fața lui e transformată așa. Pur și simplu îl vezi că crede și el la prostiile care le spune. Și tu spui, cum? La asta le-ai făcut cu capul așa după ea. Și el spune, dar eu nu m-am uitat după nimeni. Eu te văd numai pe tine. Cum e posibil? Chestia asta nu că mă scoate din nervi. Mai rău, mai rău. Îmi vine să-l iau așa, să-i dau un cap. Și odată, știi ce am făcut? Am vrut să mă răzbun pe chestia asta. Și am făcut și eu. Trece un tip pe stradă și eu așa. Mă rău de tot, m-am uitat după. Și Marcu, știi ce a făcut? A oprit mașina și mi-a spus, dă-te jos. Și el mi-a rău de tot. Zic, de ce să mă las jos? Și el spunea, du-ți bă alții pe stradă, zic, eu? Dar de-aia nu reușeam să stau serioasă cu puceie. Am râs rău de tot și el spunea, când râdi? De ce râzi? Și el spunea, păi am făcut intenționat. Da, acum repede o faci intenționat. O altă chestie care mă scoate în sărite, tu îi trimis mesaj. Și bluza asta trebuie să stea așa. De ce coboară în jos? Cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază. Cobori în casă și în gând și viața îmi luminează. Hai bă, că mai țin minte și eu din țara mea. Mi-a luminat cu luceafărul. Așa, să trecem la treaba noastră. Unde rămăsesc? La ce mă deranjează. Mă deranjează WhatsApp-ul. Deci, tu trimiți mesaj. Și el îți răspunde după vreo 6 ore, oh, scuză-mă, iubita, aveam telefonul pe Siri, cum se spune românește, când iei sonorul, bine, știți voi, și nu am auzit, scuză-mă. Dar tu taci din gură și nu-i spui nimica. Se întâmplă invers. Tu nu răspunzi la telefon. Că ai lăsat 5 secunde telefonul pe masă și te duci tu la WC-ul, nu? Ca tot omul. Și fiindcă eu sunt recidivă cu telefonul căzut în WC-ul de multe ori, nu-l mai iau la mine cu mine la WC-ul, că mi-e frică să mă cadă în WC-ul. Las telefonul și mă duc și o să fac pipi ca tot om. Trimite mesaj și eu nu-i răspund imediat. Și după mesajul ăla vin mesaje. Cât ești de ocupată. Ai o grămadă treabă, cât e casa aia de mare, de nu reușești să auzi telefonul. Tu cu telefonul în mână și rămâi așa. De când cu YouTube-ul ăsta nu mai ai timp să răspunzi mie la mesaj. What? What? Că eu dacă tu nu răspunzi cu orele, ore, eu nu spun nimic. Știu eu că nu ți-am răspuns în 2 secunde. Îmi spui că gata, sunt cu altul. Urăsc chestia asta din tot sufletul. O altă chestie care
nu reușesc să mă ia așa cu gălduși, cu nervi, este atunci când mesaj sau te cheamă și spune: iubita, în seara asta cină romantică la acasă la mine. Și tu spui: wow, cină romantică, el care se face de mâncărică, lumânări, fața de masă frumoasă, o să fie frumos. Meseria mea în seara asta este doar să mă fac frumoasă, să mă gătesc și să mă duc la el, nu? Corect. Două ore. Întinde-ți părul, spală-te, machiază-te, pensează-te, depilează-te și pe la sub braț și pe la peste tot. Scoți tot șifonierul din afară, că nu știi cu ce te îmbraci, până la urmă te gătești tocuri atâta, îmbrăcată cu... știți voi. Ajungi acasă la el și pe el îl găsești așa, în papuci, în bermude și cu pieptul gol. Și tu zici că ești statuia lui Madonna care iese în piață la petrecere din 1 mai. Și îți vine să plângi pentru că tu te-ai chinuit să te îmbraci rău de tot și el e papuci și nu l-a năbășit de tine. Nu s-a gândit cine roman. Și cum te vede îți spune: iubita, ești gata să faci de mâncare? Cum să fac? Mă teamă de rău. Îți spune: iubita, ești gata să faci de mâncare? Și tu, Coza, ce? Eu de mâncare? Păi trebuia să faci tu cina romantică, nu eu. Dar taci din gură ca să nu strici, că după aia spune: ai, exagerez mereu, suntem împreună de mult timp, e totul scontat, adică e totul subînțeles, noi ne iubim, bla 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 bla. În fine, și tu taci din gură, te duci, scoți inelele, îți dai pantofii jos, îți bagi niște papuci și te duci să faci curat, că el zice: ești gata să facem de mâncare împreună? Și tu te apuci acolo să faci de mâncare și pe el îl vezi cu telecomanda în mână și tu bufnești tot răul de tine, ți iese ca la tău și pornași pe urechi, nervii, dar nu taci de gură, că n-ai încotro, ce trebuie să faci? Și după aia zici, tu îi spui: iubi, fă și pune și tu măcar farfurile pe masă, niște furgulițe, un păhărel, pune și tu masa acolo, că eu fac de mâncare, tu pui masa. Și spune: așteaptă un pic, mă duc până la baie. Intră în baie și să iese când e gata de mâncare, când ai pus toate alea pe masă, când e gata tot. Deci, dacă este iubit, o vine la mine acasă, o cină romantică. Nu trebuie să viu eu să-ți fac mâncare, trebuie să fii tu care faci mâncare. Vai de viața noastră! Ai dreptate! Vezi, am dreptate și Mateo spune că am dreptate. O altă chestie pe care o urăsc sunt șosetele în pat. Știți voi la ce mă refer? Dacă nu-și dă șosetele pe mine jos, pe mine mă ia nervii, mă ia căldurile. Mi-e silă, mi-e scârbă. Mă gândesc că șosetele alea e jigoase. Și o altă chestie pe care o urăsc, nu, asta nu o urăsc la el pentru că nu o face cu mine, este râgâiala și bășinile în copii, așa vine nou. Fetelor, nu faceți chestiile astea, că după aia vi se urcă în cap aia, vă bășește în față și vă râgâie la orice moment și vă faceți de râs. Nu-i dați această ocazie să fiți prieteni de bășini și de râgâituri, că nu e bine, nu e bine. Lăsați fiecare să facă la el acasă, în baia lui, în treaba lui, pe treaba lui. Nu faceți pășinici și râgâituri împreună, că după aia vă dați seama pe stradă. Nici nu vreau să mă gândesc. Cam astea au fost chestiile pe care eu nu le suport. Spuneți-mi în comentariu și voi ceea ce urâți de la iubitul vostru sau în general, așa, ca să nu îi faceți de râs pe YouTube, așa cum am făcut eu, săracul Marco. Și... nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!